Bună seara! Sunt Natalia Cheptene. Aici, Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească întreaga țară. Noi dimineața am trimis fata la școală. Curățic, tot, am trimis-o la școală. La ora 3 trebuie și bacat, că avea 7 lecții. Așa își amintește Stanislav Guțu din Buțeni, ziua când singura lui fiică a dispărut. S-a întâmplat în luna mai, într-o după-amiază, povestește bărbatul. Când m-am dus la școală, el nu era. Nevasta pe un drum, eu pe alt drum, cu bicicleta, mă, ce-mi s-o caut? Bărbatul de 38 de ani spune că din acea zi nu și-a mai văzut fiica. Fără fată nu pot și e fără mine. E cam ușa zi. Ați văzut cartocica. Am trecut controlele. Eu da, m-am mișit cu totul de mință. Eu, pasiana, când mă uit fotografie la fată, eu încep a plânge. Stanislav zice că după mai multe drumuri către poliție și primărie, a aflat că fata lui este în viață, doar că nu va reveni acasă. O scovni primar, nu și-a dat la fată, mă, lui Gabi în mână, și Gabi îmi blac o foaie și repede o și din școală. Acum tatăl fetei spune că se simte nedreptățit și crede că primarul localității i-a luat fiica din răzbunare. El e spărat mine, că e tot lucru, eu îl facem în sat. Autoritățile au însă o altă versiune. Copila era într-o situație emoțională deplorabilă. Ce povestește Stanislav despre viața lui? De ce bărbatul și-a crescut fata de unul singur? Și în ce condiții a dispărut copila de acasă? Cum răspunde primarul din Buțeni la acuzațiile lui Stanislav? Unde se află acum fiica bărbatului? Dar și ce spune despre toate acestea mama fetei? Noi am găsit-o pe femeie care ne-a făcut dezvăluiri copleșitoare. Vedeți astăzi povestea lui Stanislav Guțu, bărbatul care crede că primarul i-a luat copilul din răzbunare. Stanislav Guțu spune că nu mai știe la ce ușă să bată pentru a-și întoarce fiica acasă. El a venit în platoul nostru să-și spună necazul. Haideți să-l auzim. Bună seara! Bună seara! Bine ai venit la noi! Mulțumim! Stanislav, povestește-ne de cât timp nu ți-ai văzut fata. Aproape undeva jumătate. Văd că îți dau lacrimile. Ți-e dor de ea? Dacă am crescut-o din pilin și eu. Gabriela o cheamă. Da. Găbița. Sau cum îi spuneai? Gabi. Dar eu zic Buze. Când Cleopatra îi spun că e tot cu ochelari ca și mine. Dar de ce Cleopatra? Că e cu ochelari și e tot aș zâmbit ca la Cleopatra. A, la Cleopatra Stratan te referi? Da, da. Cum vede muzica în casă, dansa, se juca prin casă și pe urmă la dânsul a dispărut vedere. Și am fost luat cu, am trecut controlul și am cumpărat eu ochelari. Ochelari. Și pe urmă eu început să chișe pe jos. Îi se face rău. Și am venit aici la Chișinău, la spitalul, la Codru. Am trecut controlele cu dânsa și ei au găsit boala asta, epilepsie. Și ei am cumpărat, am văzut medicamentele care pe viață. Și eu am zis, dar eu nu știu, primește medicamentele și ele, ori nu le primește. Îți faci griji pentru ea? Da. Dar zi-mi, te rog, Stanislav, în ce circunstanțe a dispărut fetița ta? Am dicusară, e ca nevastă. Dicușarul a băit-o dimineață, o cheptănat, o gătit-o, o îmbrăcat-o și o trimis-o la școală. Avea 7 lecții. La ora 3 jumate, trece și acasă. Și nu a mai venit? Nu a mai venit. A dispărut și nu a mai apărut în casă? Nu a mai apărut. Am sunat tot învățătorile. E singurul tău copil, da. Și îți faci mari griji pentru, da, ea. Le-ai zis colegilor mei că ai trăit o viață grea. Da. Hai să auzim cine ai povestit mai devreme. Atenție! Stanislav Guțu s-a născut într-o familie modestă și nu a avut posibilitatea să facă studii. Dorința de a scăpa de sărăcie l-a făcut să se implice în mai multe încurcături, fapte pe care le regretă acum. 4 clasă numai. Am plecat în Rusia. Așa de mic? Da, cu țigani. Am vândut aur țigănesc. Aur fals. Am vândut. Foarte greu. Iacă țiganii dădea 2 inele pe zi, iacă leiesea simplu, leiesea, numai când le pune probă. 2 inele pe zi, dacă nu le vedeai, vinea acasă fără bani, ușigane. Stanislav povestește că pe atunci avea 12 ani. Nu a suportat bătăile din partea oamenilor care îl exploatau în Rusia. A decis să se întoarcă în satul natal. Drumul spre casă a durat o lună. Am fugit singur. Iacă unii pe jos, unde opreai mașini. Întrebam, iacă Nizhny Novgorod, Harkov, spre orașul este mai aproape, în Moldova.
Și venim la când pe jos mergem, când la papucă, pe jos la papucă. Revenit acasă, Stanislav a intrat într-o încurcătură și mai mare. Am venit în Moldova și pe urmă mama era bolnavă și eu am furat un motor la beton în mișalca. Am dat la metalolom și am cumpărat o mamă medicamente, că era bolnavă. Și pe mine m-a închis. Sentința a fost dură. 5 ani de pușcărie. Bărbatul zice că a stat în penitenciar 3 ani, timp în care a înțeles că așa nu mai poate continua. Mai mult nu vreau. Eu mai gândesc și eu liniște acasă, că cu instrumentele mele lucrez, unde mai cheamă tot, mă duc. Cât se afla la pușcărie, Stanislav și-a cunoscut viitoarea soție. Bărbatul efectua lucrări la camera de întrevederi, iar acolo a întâlnit-o pe Elena. Femeia a venit să-și vadă fratele, care era deținut în aceeași închisoare. Și am rogat-o pe dânsa, fă-ne cunoștință, că asta o scrisoare și o fotografie, să-mi faci cunoștință cu o fată. O să că bine, i-am dat. Și peste câteva zile mi-a scris ei în mine. O să că eu vreau să fac cunoștință cu mine, să trăiesc cu mine. Și da, mă, eu m-am eliberat și m-am dus la el. Stanislav, a câte ori ai fost condamnat? Eu m-am uitat la mâna ta stângă și tu ai două ineli tatuate pe degete. Câte ori ai fost condamnat? Prima dată eu am fost... Câte ori? Câte ori? Trei ori. Trei ori ai fost. De atâta și văd că da. Nu odată ai fost condamnat. De trei ori. Uh-huh. Tu știi să citești semnele, tatuajele, da? Profesia mă obligă. Da? Da. E extrem de trist. Avem în față o ființă care... În glimele, dacă te uiți, probabil a fost condamnat că el a făcut nu știu ce, mare mișmașur. A avut chinuri să vede din emoțiile care are acum. Și cel puțin, nu spun din punct de vedere juridic, că nu mă interesează acolo, dar din punct de vedere natură, soartă, căzut pe capul lui niște greutăți care prea locor a fost plătit de către el, dar și aici, acum, unde a vrut să trăiască din învățăturile care a avut, a dat peste altă. Acum nu știu, asta e soartă, ceea ce nu crede doamna Natalia prea. Sau este făcătură a lui, el e vinovat. Sau noi cu toți suntem vinovați. Eu cred că e merite, o să vedem. Și speram că aici putem o să ajutăm. Am înțeles că după eliberarea ta, ați început să trăiți împreună cu Elena, cu da. Fosta soție. Da, da? Imediat. Tu ai plecat la ea sau... Eu. Tu ai plecat la ea. Da, eu am plecat la ea. V-ați căsătorit oficial? Ne-am înscris. V-ați căsătorit oficial? Ne-am înscris, da, la primărie. Așa. Dar copilul când s-a născut? După. După cât timp? Ați așteptat-o mult sau a venit? Trei ani. Trei ani? Da. V-ați dorit ambii acest copil? Eu foarte mult, dar e nu, cu mama e. Acum îți dai seama, ea te-a iubit? Da, poate să vă spun tot sincer. Chiar te rog. Eu când m-am luat cu ea, eu am stat cu fratele ei într-o pușcărie, fratele ei. Și eu l-am rugat pe dânsul să-mi faci cunoștință cu sora ta, că el se lăuda că are soră. Și m-au făcut cunoștință. Și noi am făcut cunoștință la comnata Svidanie cu dânsa. Și fiind la comnata Svidanie, am rugat-o pe dânsa, i-am dat o fotografie și o scrisoare, ca să ne găsească eu o nevastă. Asta ne-ai povestit mai devreme. Să ne găsească o nevastă. Și tot cu dânsa a rămas. Și eu, după ce m-a liberat, m-am dus la dânsa acasă. Până când i-am înscris, totul bine a fost. Și m-a trecut vreo două luni și mama ei se băga între noi pe asta Iana. Și după asta, încă vreo trei luni au trecut, eu am prins-o cu altul. Cu tatăl la primul copil ei. Am prins-o. M-am înervat tare, n-am intrat să-i bat. Am ieșit, am trecut drumul, ne-am luat o sticlă de rachiu. Dar i-ai prins chiar da. În pat? Da. Am luat o sticlă de rachiu și am servit-o. Și pe urmă eu acasă am bătut-o. Pe dânsa. Și tot am trăit, și pe urmă ne-a spus-o scrisase, eu sunt însărcinată.
bine, hai să ieșim controle, tot la aici, dar trăiem la Cahul încă. Tu aveai îndoieli că poate să nu fie copilul tău? Da. A trăit la Cahul. Am trecut controle, tot, da, însărcinată. Și pe urmă, asistența socială la Cahul de acolo, din sat, o spus, o zis că Lena, dacă nu faci abort, când naști, noi copilul să luăm. De ce oare? Că ei știe că să-i facă, dar nu știe să-i crească, să-i crească. Câți copii are Elena? Eu am auzit că mai are încă 2-3 nușcăți. Dar până atunci când v-ați căsătorit? Unu. Chiar dacă ai prins-o că te înșela, totuși ai continuat să trăiești cu ea. Da. S-a născut copilul, te întrebam dacă aveai îndoieli, mai ales după episodul cu fostul ei soț, că l-ai găsit în pat împreună. Aveai îndoieli că fata e a ta? Da. Și cum le-ai spulberat aceste îndoieli? Nu, ascultați, înainte să o văd pe dânsa, pe mine m-a sunat la Rodom. O să stați de felicitări. Și tătă copia ta. Deci chiar îți seamănă fetiță? Tătă copia. O să că ochii, gura, nasul, tătia tău. Cât timp ați mai trăit cu Elena? Cam încă un an și ceva. După care tu ai plecat sau ea? Ea a plecat. Ea a plecat? Da. Ea a plecat că două surori era la noi. Așa. Eu eram cioban acolo. Așa. Erau două surori la noi. Și am bătut-o. Și ea s-a luat soile. Dar de ce ai bătut-o ea? Eu vin la stână cu oile noaptea. Am mult oile tăi. Și noaptea la fata eu a fost foarte rău. Foarte rău. Avea 8 luni. Fata avea 8 luni. Foarte... Ei s-a umflat un burdan mare. Și l-am întrebat mamă, ce s-a întâmplat? Nu știu. Fata până zi în gura mare. Ce s-a întâmplat? Nu știu. Și l-am întors fata cu burta în jos și am pus-o cum așa în genunchi, popăneața în sus. Și am luat de astea care curăță urechile. Și am uns-o în oloi și am curățat și o cinit apă în mine. O hrănit-o cu fasole. La 8 luni de zile? Da. De unde știi asta? E singur de-am spus. Naște un copil, ai grijă de dânsul. Dar nu, azi aici, mâine acolo, poi mâine acolo și poi mâine dincolo. Ai grijă de copil. Fă mâncare, iei mâncare aproape nică nu știe. Stanislav, zi-mi, te rog, iată, ai bătut-o odată, a doua oară. Asta a rezolvat ceva? Nic. Și atunci de ce o mai băteai? Să pleci la mine, gata. Și a plecat? Da. Fetița a rămas cu tine? Da. Ea așa a lăsat-o cu tine și a plecat? Da. Sau a vrut să o ia și pe ea, dar tu nu i-ai permis? Cum, a vrut să o iei, dar am zis că nu. Hai să auzim ce ne-ai povestit mai devreme despre asta. Atenție la ecran. E ca așa micuță, prin gunoaie întâlnit cu dânsa, că nu ne prinde nimeni. Vreau măcar să o văd pe dânsa, măcar să o văd, să văd cum e și cu dânsa, cum e cu sănătatea. Că e prinește, e are epilepsie. Medicamente să le prindească regulat. Deși e ca până la 12 ani, la nimeni nu e trebuit. Cum au prins 12 ani fata, au văzut că damă-i de gospodină, au dispărut. Noi. Eu pentru fată, mă gine tac, eu îmi dau viața. Numai eu știu ce-am trăit cu dânsa. Unde se află acum fiica pe care Stanislav spune că o caută cu disperare, dar și ce spune fosta nevasta lui Stanislav despre viața alături de el, aflați în câteva momente. Dar mai întâi, Stanislav, vreau să te mai întreb ceva. Erai fără casă, practic, și cu un copil mic în brațe. Cum te-ai descurcat? Cum ai crescut-o? Fosta mea soacră. M-a lungat, a zis că ieți fata, că ți-am tăție. Și ai plecat din casă. Și am plecat. Și eu atunci eram vacari, acolo, în stat la Cahul. Eram vacari. Și noi dormeam în gunoaie, în lotărie. Nu mai bine era să o lași cu soția ta, care avea casă? Cu fosta ta soție? Nu, că-s bagioc acolo. Ia că eu au o cameruță. Uneva ta 3-4. Acolo au o cameruță. Am s-o făcut casă. Au o cameruță, 3-4. Eram eu, fosta mea, mamsa, tatsu, două surori și fraițu. Toți într-o cameră? Toți într-o cameră. Care dormeau pe pat, care dormeau jos. Eu l-am rugat primarul, că eu atunci lucram la primărie. L-am rugat primarul, zic, Ion, caută-mi eu nevastă, vezi că eu trebuie să lucrez până la abiet. Pe primar l-ai rugat? Da. Vorbești serios? Da.
Eu primarul l-a rugat, eu scriu, îmi caut. Dar de ce primarul trebuie să-ți caute o nevastă? Dacă eu eram rușunos, eu nu iubesc. Așa. Manine, că de dumneavoastră, de alta, de alta, nu iubesc. Eu sunt rușunos la mine. Așa. Și l-am rugat pe dânsul și ne-au găsit-o. Și v-au găsit-o? Da. Așa. Și el încă s-a dus cu mașină la dânsa, încă și-a luat numărul telefon și ne-a dat la mine. Așa? Și cum s-a întâmplat prima întâlnire? Eu am sunat-o pe ea, am sunat-o. Și am zis că desfacem cunoștință, ea că eu am o fată de 6 ani. Dar ce știi ei despre această femeie pe care ți-a găsit-o primarul? Eu nu știu nimic. Primarul nu ți-a spus nimic despre ea? Nu. Și eu am sunat-o pe ea, am sunat-o. Și ea m-a măjit la început. M-a măjit. O să când eu sunt maritat. Dar nu era? Nu era. Ei, peste vreo 2 săptămâni, iar o sun. Și ei, doamne, a spus, hai bine și o să facem cunoștință. Și de atunci ați rămas împreună? Și e că de atunci trăim împreună. Și cu Angela ți-ai crescut fata până da, nu împreună. De mult. Unii la greu, unii la ghine. Colegii mei au discutat și cu Angela. Hai să auzim ce ne-a povestit ea despre fiica ta, în mod special. Atenție! Tenzhen, mamamica mea frumoasă, o fetiță foarte cuminte și îi dădem voie la joacă și îi spunem, căbiță, să nu stai pe în sara, să nu vii tăticul de la lucru și să mă ucărască pe mine. Foarte tare ne dor de dansa. Vrem așa tare să o vedem. Mă scol dimineața și aud copchilașul cum se joacă pe drum și ne spare că fetița strigă la poartă. Mama! Angela Bunduchea a venit în platoul nostru să ne povestească despre ziua în care fiica lui Stanislav a dispărut de acasă. Bună seara, Angela, bine ai venit la noi. Bună seara, bine v-am găsit. De ce ai intrat în lacrimi? E dureros. Ce anume? Am crescut de micuță. Câți ani avea când... Trebuia să treacă clasa întâia. Era mic de tot. Și ai crescut-o practic 6 ani, da? A crescut alături de tine. Da. Nu te-a speriat faptul că, uite, îți legi viața de un bărbat care are un copil pe care îl crește singur? Am văzut că are un copil și am auzit că el îmbla din casă în casă. Tot la primar am auzit că el îmbla din casă în casă. Nu avea unde să trăiască, dar eu am casa mea. Și mi-a fost jel, ca să nu-i lăsăm pe drumuri așa. Te-a convins primarul? Nu. El mi-a spus numai atât că... Uite, este un băiet și are un copilaș, o fetiță, și nu are nevoie de nimic, dar nu să-i speli cineva o hainuță, să-i facă ceva mâncării, că să aibă grijă de. Și tu ai acceptat? Atât de ușor? Nu, nu, nu. Vă câteva săptămâni să ține să mă suni, tot mă suna și îi spuneam, dă-mi pași că eu sunt maritat. Nu vrei să vorbesc cu dânsul deloc. Și ce te-a convins până la urmă să-l accepti? Și până la urmă, zic... Îi zic lasa să vină, că zic ca să facem cunoștință și ca să-l văd cine și... Și când am văzut fetița, bălănic, frumoșă, cu niște ușori bășcați albași și cu două gățișoare, așa frumoșică, și miticuță, e așa era la mine. Era mititică, mititică, așa ne-a fost jel de dânsa. Și ne-a adus-o, dar era rușinoasă, nu vrei să grească cu mine, era fudulă. De i-am dat pașii, nu i-am zis nică. În timp, ăsta l-a sunat primarul pe Stas și îi spune, zice, vin la lucru, ieși la lucru, chiar lucra la primărie. Și zici, ieși la lucru și el a ieșit. Dar fata zici, s-o las cu tine, dar eu zic, îi las-o, dacă vrea să stai, n-a plânge, că dacă era metitic. Am lăsat-o în casă și m-am dus prin grădină, nu știu ce trebuie să fac eu în grădină. Și numai și am auzit-o de pe scări, de plășatcă. Mama, unde ești, m-ai lăsat singură? Atunci au trecut niște ori pe mine, prima dată am auzit-o pe dânsa așa cu strigat. Cum așa, din prima zi ți-a spus mama? Da, da. Dar care prima zic că câteva acolo, hai, poate o oră jumătate o trecut de când o adus-o la mine. Șede și mă cuprinde, găiești mămica mea frumoasă, mămica mea frumoasă și mă pupă. Și zicea cu mine, mă rog, e copil, nu poți să nu-i faci, să nu-i intri în voie. Deci voi aveați o relație foarte apropiată cu fata. Foarte dar bine. Dar copiii tăi nu-i ai. Nu. Chiar te afectează emoțional, da, este vorba de că crește un copil care nu este un copil biologic propriu. Te atinge la suflet, la inimă, da, această durere. Dacă îi așa cum spun eroii din platou, atunci
sunt mulți semni de întrebare față de situația respectivă, de ce a dispărut copilul, unde și cum. Dar sper să fie așa cum povestesc, dar eu totdeauna am loc și de rezerve. Ce arată ei, da, e dragoste, înțelegere, dar aparențele uneori înșală și părerea mea este că acel copil n-a dispărut dintr-un simplu motiv și iarăși părerea mea este că dacă el o bătea pe prima soție, adică mama copilului, nu este exclus că în familia lor este agresivitate sau violență. E extrem de greu, pentru mine extrem de, nu știu, neînchipuit. Indiferent ce povestește Stanislav, ce povestește Angela, clipele care trăiește el. Uite, e foarte greu, foarte greu de scris că să ne punem în locul lui un om care toată viața a trăit numai cu traume, de diferite feluri. Și acum, când a dat un pic de gust și în capul lui a vrut să recupereze tot ceea ce a fost în viața lui personală, prin a oferi o dragoste diferită propriei copii, dar eu sunt de acord cu colegi că încă noi nu știm exact care este, probabil intenție Stanislav că vrea și a vrut să facă cele mai bine pentru fetiță, eu nu pot să neg, dar că așa cum oricât eu o să am intenție bune de a vorbi limba română, dragii mei, tot mă dau de gol. Cum a dispărut această fetiță? Și mi-a zis că pur și simplu ați trimis-o la școală și nu s-a mai întors. Nu. Așa e, Angela? Cât nu ați așteptat-o? Și dacă ați avut, din start v-ați dat seama unde a dispărut? Undeva până la 4 și ceva am așteptat-o, că noi am crezut că ea se mai duce la bibliotecă. Așa. Noi am gândit că ea s-a dus la bibliotecă. Am văzut că nu mai vine. Stai s-a urcat biciclet și s-a pornit la centru, eu o căutam. Și un copil din Mahal îmi spune, că de acolo la vecină îmi spune că dar fetița a umblat cu o cerere în mână pe școală și cu primarul. Mă servie des și tare rău era. În fiecare zi și o țapă îndebat să fac probleme. Nu-i drept. Ți-o bătut, dă-ți sărut ca să treacă. Sute de cazuri de asta. Copiii care s-au nebunit în totalitate. A venit momentul să-l auzim pe Ion Harbuz, primarul din Buțeni. Și normal că o să vă ia copilul. Această seară aflăm povestea lui Stanislav Guțu, un tată care spune că își caută cu disperare singura lui fiică. Sunt mulți semne întrebare. De ce a dispărut copilul? Unde și cum? Bălănic, frumușic, cu niște ușori bășcați albași și cu două bățișoare, așa frumușic. Fata a dispărut într-o zi de mai când nu s-a mai întors de la școală, spune bărbatul. A avut chinuri să vede din emoțiile care are acum. Stanislav, actorii au fost condamnate. M-am uitat la mâna ta stângă și tu ai două ineli tatuate pe degete. Câte ori ai fost condamnat? Prima dată eu am fost... Câte ori? Câte ori? Trei ori. Trei ori ai fost. De atâta și văd că nu odată ai fost condamnat. De trei ori. Eu am stat cu fratele ei într-o pușcărie. Fratele ei. Și el l-a rugat pe dânsul să-mi faci cunoștință cu sora ta, că el se lauda că are soră. Încă vreo trei luni au trecut, eu am prins-o cu altul. Am luat o sticlă de la chef și am servit-o. Și urmă eu acasă am bătut-o. Tu aveai îndoieli că poate să nu fie copilul tău? Da. O să stați de felicitări. Și tot copeta o hrănit-o cu fasole. La 8 luni de zile? Da. Fosta mea soacră, fosta mea soacră. M-a lungat-o, zis că ieți fata, că ți-am tăție. Și ai plecat din casă. Și am plecat. Caută-mi eu nevastă. Vezi că eu trebuie să lucrez până la abiet. Pe primar l-ai rugat? Da. Mama, unde ești? M-ai lăsat singură. Atunci au trecut niște ori pe mine. Prima dată am auzit-o pe dânsa așa că a strigat. Cu minșoară. Așa din prima zi ți-a spus mama? Da, da. Dar care prima zi? Că nu câteva acolo, hai, poate o oră jumătate a trecut de când o adus-o la mine. De ce bărbatul și-a crescut fata de unul singur? Și în ce condiții a dispărut copila de acasă? Că de acolo la vecină îmi spune că dar fetița a umblat cu o cerere în mână pe școală și cu primarul.
Așa, și atunci v-ați dat seama și, imediat ce s-a întâmplat sau nu? Nu, nu ne-am gândit. Eu spus un copil, au zis că primarul a luat-o pe Gabi și a zis că a dus-o la mama ei. Așa v-ați zis din start? Da. Ce ai făcut după asta, Vecislav? O suna primarul și suna primarul și primarul nu o să ne spune. Și am sunat-o pe ovățitoare care o învață pe Gabi și ne-a spus. O zis că o dus-o la mama ei. Și o zis că de ce dreptă voia să avuți-o lua din școală, fără nicio escalitură de mie, fără nicio comisie, fără nică. Asta i-ați reproșat profesoarei, Stanislav? Eu așa ne-am spus. Primarului? Profesoarei? Da. O zis că nicio comisie, nică nu a fost la mine. O zic că așa primarul hotărâi. Dar înainte de asta, ca să înțelegem, a fost cineva de la primărie sau asistentul social din sat să vă zică, ai, am nu. Văzut că nu. Sunt niște nereguli, vedeți că... La noi au fost undeva 2 ani jumate, au fost comisia asta asistența socială de la primărie. Așa. Și ne spune, dar era frig afară, era iarna, și ne spune că deschideți ușile. De ce? Pentru că acolo trăit un moș de meu și era murdărie mare, că și stați când ne-am mutat noi acolo, apoi e stemie. Și noi am făcut reparații acolo, tot. Și după asta am mai fost asistentul social? Eu crezut că e tot mizerie și e care era înainte. Dar noi am făcut în reparații amândoi. Și ne spun, deschideți ușile. Zic, nu deschid nici o ușă, că fița era în șorcei și măicut și iarna călduță în casă și îți juca acolo. Și zic, nu deschid nici o ușă nică, dacă vreți, zic, intrați, dacă nu, zic, nu vă cheamă nimeni. Și-a intrat. Să-și iau și cald și curățel și frumos în casă, zice, noi nici nu ne-am așteptat. Doamne ferește, că noi ne uitam tocmai de nijloc cu o grădă, zic, ne uitam, deschidem ușile cu desăla și ne asta uitam. Asta se întâmpla cu 2 ani înainte de a, de a fi luată. Da. De atunci au mai fost? Nu. Din nu. Acel... De atunci nu mai fost. 2 ani nu v-au vizitat? Nu, nu. Nu v-au chemat? Nu, nu v-au atenționat? Nică. Nu v-au nică. Prevenit? Pur și simplu copilul dispare după ce îl trimiteți la școală. Nimeni nu a spus nică. Nicum ne-a spus de la școală. Da, eu ieșeam la lucru, dar consumam băuturi alcoolice după lucru. Că eu lucram, de noapte în noapte lucram, cu cosilca, cu drujba. Și vineam acasă, mă mai certam cu nevastă. O mai paliem câteodată. Și a zis că din cauza asta... Dar ea cu ce e vinovat? Eu eram nervos. De ce? Și așa până în ziua de azi, deci vina pe mine că e din cauza mea eu luat fetița. Nu, dar și-am făcut eu dacă n-am făcut nică. De ce e vinovată Angela? S-a escalit la primărie pe niște hârtii, nu le știți. Pe minim o grupa de medicică de gradul 1. Eu sunt grupat pe viață de gradul 1. Și m-a chemat, ăsta m-am dus să-mi fac pe căldură, cum fiecare an la primărie trebuie să te duci să faci pe căldură. Și m-am dus și am făcut document. Adică să ai un ajutor, da? Să-ți dea lemne, probabil. Da. Și m-am dus și ne-au făcut documentele și alea și el spune că prea pe multe foi m-am escalit, că m-am escalit și ei fetița. Dar eu nici cu o răunică cum ne-au dat acolo pentru ajutoarele astea. Chiar dacă s-ar fi semnat pe niște hârtii, ea nu are nicio... Eu am întrebat-o pe dânsa, ai citit hârtiile și alea? Nu le-am citit. Cum nu, de mine și avata, poate primărie, asta socială, scris și avata. Așa e și nu... De mine. Vreo plângere? Da. Și e poate o escalit și eu n-am citit-o. Dar tu simți după tine o vină? Da, mai mult. Care ar fi vina ta? Când via. Tu ai venit la noi, de fapt le-ai spus colegilor mei că primarul practic ți-a răpit copilul. Da, din școală. Dar cum crezi, el a avut motive să-ți ia fata din casă? Poate da, poate nu, dar poate motive că eu înainte consumam băutură, căgoliși. Deci el ar fi avut niște motive? Poate, da. Tu le-ai spus mai devreme colegilor mei că, de fapt, primarul nu a făcut-o pentru că tu ai fi avut vreo vină, dar a făcut-o din răzbunare pentru tine, că s-a răzbunat. Despre ce da, ar fi vorba? Vă spun că eu am avut nevoie atunci de bani urgent. Așa? Pentru fata. Și am furat niște aur la dâns. Tu ai furat aur și de la el? Da. Uh-huh. Eu de asta nu mă ascund. Așa? Și? Și am fost la îndată-l. Trebuie să ne îmbrac fata, să ne încalți fata. Și? Și l-am dat cu 13.000. Așa? L-am dat. Și dar am avut probleme cu poliția și ne-au pus în loc de 13.000, ne-au pus 53.000. Să plătesc aurul. Și? Și eu mă gândesc că poate în Petroasa și s-o răzburna și ne-au luat fata. Dar tu ai dosar penal acum? Da. Pentru furt? Da. Eu nu știu nici despre asta, eu încoașa am auzit că el a furat de la primar. N-am știut nici spate. Voi stați de 6 ani împreună, nu? Da, dar eu n-am știut. El nu a venit odată cu o drujbă acasă, nu o nouță.
Și eu îl întreb de unde, nu vrea să spui nic. El așa era agresiv când întrebam de unde ai luat. Dar mai devreme ne-ai spus nouă că de fapt ai furat pentru că era bolnavă fată și trebuie să-i cumperi medicamente. Da, din bani și drujbă ne-au luat. A, ți-ai luat drujbă totuși, nu medicamente pentru fată. Dar pe nu, că au ajuns pentru tot. Eram atunci în stare brietoace. De asta când am furat... Și cât de des ești în stare de ebrietate? Ceva urmă asta a făcut. Și cât de des ești în stare de ebrietate acum? Am mai rar de tot. Angela, tu poți să ne confirmi asta? El bea? Consumă alcool? El în ultimul timp chiar s-a liniștit, s-a comințit. După ce a dispărut fetița, el chiar s-a liniștit. Dar era până atunci? Tare rău era. Mă servea des și tare rău era. Până a dispărea fetița, era tare rău? Da. Și servea des? Și totuși tu crezi pe primarul din sat vinovat de ce ți se întâmplă? Da, că el a luat-o. Eu fix la asta m-am gândit, pentru că eu n-am vrut să întreb dacă el consumă alcool, mi-am dat seama că pe parcurs o să aflăm. Și am vrut să întreb dacă, dar nu că să întreb, dar e adevărat, pentru că fetița voastră suferă de anxietate din cauza voastră, adică e bolnavă tot din cauza voastră, pentru că ea în fiecare zi a fost în stres. Este mec, vine tata abat, cam își o bate pe mama și tot așa mai departe. Și normal că o să vă ia copilul. Autoritatea publică locală a avut careva motiv, pentru că nu se face așa pur și simplu, fără motiv, încât și primarul vine, ia copilul, deci cred că era copilul într-o situație de risc sporit, care necesita acțiuni imediate. Este alt aspect care e foarte important, pentru că poate ceilalți nu înțelegem bine demersul lucrurilor. Problema este că recuperarea cei care ies din detenție și acele programe care noi avem în penitenciar, practic... Sau au lipsit sau n-au ajutat. Absolut. Uitați, Stanislav, fetiță, tot ceea ce noi, circumstanțele care noi acum analizăm, se datorează acel sistem care a condamnat, a deținut, a eliberat și după asta ce a mai făcut. Uitați, aici noi găsim un șir de defecțiuni și tot ceea ce este în contextul respectiv. Aici noi nu suntem judecători și nu căutăm vinovați pe nimeni. Doar că fetița a plecat din punctul meu de vedere ca psiholog, așa cum era mediul unde era, persoanele relaționale, cum erau și cum vedem noi și din istoricul lor, eu cred că era de așteptat și nu cred că a făcut un lucru rău, mai ales că ea avea 13 ani și avea tot dreptul să aleagă unde și cu cine să trăiască. Vă reamintim, în această seară aflăm povestea lui Stanislav Guțu, un tată care spune că își caută cu disperare singura lui fiică. Stanislav povestește că a avut o viață grea și că a crescut copila singur, întrucât nevasta l-a părăsit. Fata a dispărut într-o zi de mai când nu s-a mai întors de la școală, spune bărbatul. La scurt timp, el a aflat că fiica lui este în viață, doar că nu va reveni acasă. Stanislav afirmă că primarul satului în care locuiește i-a luat copilul și este convins că idilul a făcut-o din răzbunare. A venit momentul să-l auzim pe Ion Harbuz, primarul din Buțeni. Copila respectiv a rămas cu tatăl. A rămas cu tatăl din cauza că el nu i-a permis să o ia și, cât cunoaștem, este o persoană luată la evidență ca scandalagiu familiar. Este o persoană violentă. Recent concubina cu o altă doamnă și avem informații că este chiar intentat un dosar penal pe violență în familie, deoarece a aplicat forța fizică de mai multe ori asupra doamnei date. Are un dosar penal în judecat trimis pe violență în familie, alt dosar pe tentativă de omor a cumnatului său. Copila era într-o situație emoțională deplorabilă, dacă vreți să mă credeți. Ea în fiecare zi venea de la școală, stătea aici pe scările primăriei și mă aștepta pe mine să vin și când mă vedea, mă întreba când o să mă luați, când o să mă luați. Avem informații de la fratele concubinei că a intrat odată la ei în casă și fetița nu a vrut să mănânce,
pentru că mâncase probabil că la școală, dar el era în stare avansată de ebrietate, pentru că el în fiecare zi este beat și a început să o bată cu palmele că de ce nu mănâncă. Mănâncă și o făcea în tot felul. Dacă o întrebai ceva, ea tăcea. S-a întâmplat ceva, te bate, te supăr. Am făcut legătura totuși cu mama copilului, cu mama fetei. Am fost chiar în localitatea unde ea locuiește acum cu alt bărbat. Am văzut care sunt condițiile. Nu sunt ideale, dar niște condiții mult mai bune ca unde locuia la moment. Totuși mama insista să o ia la ea pentru binele copilului, pentru a proteja această fetiță. Am decis totuși să eu ducem mamei să aibă grijă de ea. Că am bătut-o pe dânsa cu palme, că fata n-a vrut să mănânce. Nu-i drept. Că fata și de la prag, la primărie, nu-i drept. Că eu în fiecare zi mă rușeam și o luam la școală. Vorbile astea nu-s drepte. În fiecare zi și eu țapă-n de bat să fac probleme. Nu-i drept. Noi nu avem numai furturi din partea lui Stanislav. El are dosar pe rol pentru tentativă de omor a cumnatului. Deci eu nu cred că el tare s-a corectat și mai ai deci de libertate, tamant pentru niște tatuaje mai ajung. Vreau să spun că domnul primar din două rele o ales rău cel mai mic. Mama copilului, care a fost indiferentă mulți, mulți ani de zile. Dar tu cu fata nu ai fost violent? Da. Tu o băteai? Nu. Pe fată? Nu. Nu, pentru că cu atâta ușurință recunoști că ți-ai bătut toate femeile, că îmi vine foarte greu să cred că nu ai ridicat palma la ea. Nu, eu o fată pedepsesc numai cu caietul. Îi dădem caietul și scrie. Angela, hai să te întreb pe tine. Tu ai fost bătută de concubinul tău? Da, m-au dat. Te băteai des? M-au dat, da. Ai chemat și poliția? Nu, m-au găsit polițistul de sector bătut în casă și m-au luat și m-au dus la expertize. Medico-legal. Zi-mi, te rog, în acești 6 ani, 9 dată ai spus că ai fost bătută. Ce te faci și acum să-l ții în casa ta? Pentru că eu înțeleg că voi trăiți împreună în casa ta. Doamna Natale, dar unde să ducă el? Unde să se ducă? În altă parte, unde să nu mai bată pe nimeni. Îl căută și poliția și-mi lua pe încăși pustii și s-ascunde. Tu-l iubești? Nu mai știu, doamnă, dacă îl iubesc sau nu. Pentru mine cred că dragoste, dar m-a murit. Zi-mi, te rog, copilul acela, el când vedea că tu ești bătută de el, ce făcea? E auzită celea, dar nu putea să este teme să vâri acolo unde nu. Păi, dar era și normal. Și a doua zi când mă vedea, apoi e s-a bătut, dă-ți sărut ca să treacă. Stătea supărat toată ziua când mă vedea așa. Știi, ești foarte vorbăreț atunci când zici că o iubești pe fetița ta, că ai crescut-o singur, că uite că ai încercat tu să-i faci totul. Acum, în acest moment, mai puțin te cred. Pentru că ceva îmi spune că nu te-ai gândit tu tocmai la fetița ta atunci când ai făcut multe lucruri. Inclusiv și când te-ai dus să furi. Eu nu m-am gândit că așa se întâmplă. Dar atunci când o băteai pe Angela și o băteai în ochii fetiței tale, la ce te-ai gândit? Nu-i dădeam seama. Toate astea, doamna Natalia, în capul Stanislav e semn de iubire. Și când bate pe Angela, și pentru Angela probabil e confuzie, dar pentru că mă iubește, mă bate. Sunt multe femei care așa gândesc, sau mulți oameni, pe ansamblu. Eu dacă dau simplu întrebare, Stanislav, Angela, voi știți măcar când iubiți pe cineva, cum este comportamentul un om care își iubește soție și iubește copilul? Stanislav, ce înseamnă iubire? Că tu ai repetat, că tu iubești pe fata. Stima. Stima. Dar dacă tu bați pe un copil, o să forțezi pe un copil, să nu ții cont de doleanțele, dorințele unui copil, asta înseamnă că tu ai stimat-o pe ea? Fata niciodată n-am bătut-o. Doar ai creat un mediu unde nu era pe placul ei, nu? Nu neapărat eu trebuie să te hrănesc pe tine cu o travă. Poți să împrăștie gaz, travitoare, în aerul unde trăiești. Tot te otrăvește, nu?
că noi nu trăim numai prin mâncare, trăim și prin aer, așa și emoție. Tu nu neapărat trebuie să bați copilul în mod direct, că ea se sufere, ea se îndepărteze de tine. E suficient tu să creezi un mediu tensionat, un mediu unde este toxic pentru trăirile copilului. În loc tu fiecare zi ai ieșit din pușcărie, te recuperezi, te faci mai normal, mai sănătos, o să ai o relație mai armonioasă, unde fetița se bucure, să fie mândru de tată. Tu ce ai făcut? Tu mereu ai făcut că fetița se duce la școală și o să stea cu capul jos. Îți spune, uite, taic-tu are un dosar aici, a bătut pe asta așa, acolo face așa. Uite, asta este ceea ce tu ai făcut în mod indirect și a adus pe fata la situația respectivă. Tu când te certai cu Angela, când erai beat, vineai acasă, dar fetița asta, tu te-ai gândit cât se speria acolo și cât tremură și stătea în pat acolo, în așteptări. Știi că eu am la clinică sute de cazuri care acum au crescut și trăiesc niște traume datorită faptului că nu puteau să doarme, că tata vinea acasă și mama aștepta, că el, dacă era beat, începea să bate pe mama. Sute de cazuri de asta am. Copiii care s-au nebunit în totalitate. Dar haideți totuși să revenim la bănuiala sau versiunea lui Stanislav privind răzbunarea primarului. Să știi că noi l-am rugat pe Ion Harbuz să comenteze aceste acuzații că ți-ar fi luat copilul din răzbunare pentru ce i-ai făcut lui și familiei lui. Dar hai să vedem ce a răspuns. Atenție la ecran. Dar știți, atât domnul Stanislav, el cumva vede această măsură pe care ați aplicat-o în privința lui din punct de vedere personal. Ca o răzbunare. El spune că dumneavoastră, din supărare, i-ați luat fata pentru că el nu a mai vrut să lucreze la primărie. Noi niciodată nu l-am impus. El, de fapt, a lucrat o perioadă la primărie pentru că a executat niște ore de muncă în folos comunității. El a fost sancționat într-un proces contravențional, dacă nu mă greșesc, tot pe violență în familie. A avut ore de muncă în folosul comunității, el a venit și și-a executat orele sale de muncă și după aceea a plecat pe dânsul. Nimeni nu l-a rugat să vină, nu îl impunea, pentru că noi avem destui lucrători la primărie care execută lucrările de care noi avem nevoie. Adică bărbatul spune că dumneavoastră l-ați condiționat. I-ați fi spus că atât, dacă vii să cosești iarba din cimitir, îți arăt fata, dacă nu, nu îți permit să-ți vezi fata. Eu cunosc de aceste insinuări. El a fost și s-a plâns și la procuratură, și la poliție, și la toate instanțele unde a fost posibil, a făcut-o. El poate să ducă, probabil, cu oricând să-și vadă fata, dacă dorește. El a fost informat de către autorități, el este la curent, doar că vrea să o facă, nu știu, din supărare vrea să mă influențeze pe mine sau, nu știu, vrea să mă sancționeze într-un fel pentru faptul că am luat această decizie. Stanislav neagă că a fost informat despre locul aflării copilului său. Eu am și înregistrările audio când el a fost informat și el a fost informat și de către inspector de poliție și de către procuratură, pentru că el a fost la toate instanțele. El ți-a sunat vreodată să te întrebi dacă îți spui că l-a să dispară fata? Nu. E ca asta de cimitir. El ne-a promis, o să stați, dacă te duci, că o să ieși la cimitir și el nou din deal, mâine te duci și vezi fata. Și și-a îndeplinit promisiunea? A doua zi am sunat și nu răspunde la telefon. Iar acum e timpul să o auzim pe fosta nevastă a lui Stanislav, Elena, despre care bărbatul ne-a povestit că l-a înșelat de mai multe ori și l-a părăsit în final, lăsându-l singur cu copil. Echipa noastră a mers acasă la Elena. Acum femeia locuiește într-o altă localitate. Ea și-a refăcut viața, trăiește cu un alt bărbat, împreună cei doi au trei copii. Elena și concubinul ei, Iurie, ne-au povestit despre circumstanțele în care fiica Elenei de la Stanislav, de 12 ani, a ajuns să locuiască alături de ei. Să-i auzim acum.
Stanislav, el om cum scade noi. Că el toată viața a băut și nu a avut grijă de copii, el m-a de dânsul să ne ieși. Mă băte, copiii bătești. Pe Lena am cunoscut-o acum aproximativ 4 ani. Să nu fost, adică o mamă și o soție, nu mai fost să medica cunoștință. Să-ți curg copiii, în primul rând, copiii sunt îngrijiți, sunt hrăniți, sunt curați. Asta le nu contează. Mama să aibă grijă de copii, nu se dice de ca autoritățile locale au permis ca fata să stăi cu tata și nu cu tine. Am vorbit că cu primar, eu am insistat, eu la insistență. Ea aici are, e ca aici, are ghemotomă. Am insistat cu primar și cu astea de din sat. Eu deși am pornit din sat. Da, nu-i copilul meu, dar eu vreau să vede acolo. Se arăt și să am tată și mamă. Mi-era milă de copil, când știu în situație era. Da, nu neg că eu sunt sărac și el. Dar e situația copilul, vreau să o știu. Și poate face el. E hrănit, e spălat, e îmbrăcat. Când m-am dus și am văzut în situații, n-am avut nici cuvinte ce să crească. Dacă Ileana nu era, primea un fel de la asistență de asta. O sumă de bani. Deci așteptăm de zile, bani și mie aici. În jur de 2000-2500, așa părinți. Credeți că ăsta era unul dintre motivele din care... Dacă el nu vrea să dea fata. Câte minciuni. De unde eu amușesc fata cu capul de părinte, așa, de motomul din cap. Dar tu crezi că atunci când erai într-o stare profundă de ebrietate, crezi că îți dădeai seama ce faci? Niciodată. Eu la fată mâna nu pune fată. Deloc. Asta toate minciuni. Când au fost la noi și se vadă contra ei. Patru ani în urmă. Atunci asta când a venit cu fetița așa micuță. Da, când a luat copilul și el a trătit în pat. Copilul și la lor, amintel. A venit cu un copilaș cu o fetiță micuță, o zescuit de la dem. O făcut amândoi, Caterin. Și-a luat copilul și-a trântit în pat și a spus o prostie. De ce a trântit-o în pat? Poftim? De ce a trântit-o? Lângă era foame. Și cine a trântit-o? Elena sau? Da. Și striga și ți-a mâncat, ia că te niște prostie. La voi în casă? Da, da. Dar de ce? Ce făcea la voi în casă? A venit să vadă pe Gabi. Nu, dar au venit să vadă, dar au venit când a dat divorțul. Și l-a luat pe Stasă atunci seara cu mașină și s-a dus să dea divorț, să dea la divorț amândoi. Că să divorțeze spate... de tine? Da. Da, ca ea spate să căsătorească cu bărbatul ăsta. Elena Iamandis și Iurie Ciobanu au venit și ei astăzi în platoul nostru. Să-i cunoaștem mai bine. A luat o bătie capul de pământ, o bătie capul de perete. E cum a luat fata și micuță în pelinș și o trătit-o în pat. Mamă, dar tu știi că tata umblă cu o altă fată sărută. În timp de 13 ani de zile, câte ori veni și ai văzut fata? Nu vin, că bărbatul nu-mi dă voie. Bă, ia uite la mine, că mă repăd în tine. Tu mai bine îi spune cum erai bat și sta să o trăit fetița. Gura mică, tu nu ai niciun drept aici. Dar nu ești mai departe de tata copilului, că ți-ai lăsat copilul, nu uita. Fata s-o spărie de tine, o să dacă vin la mama, tata mă bate, mă ușide. Te-ai îmbătat țapă de bat? Mă, tu ești nebun? Da, 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 că...